Luna noiembrie este rezervată meciurilor test în rugby, iar Naționala României începe un nou serial în 3 acte, care se va desfășura aici, pe Stadionul Național, de lângă Arcul de Triumf. Sunt Alex Roman, alături de mine este domnul Cristian Tau, fost director de presă al Federației Internaționale IRB. Vă mulțumim pentru invitație și bine v-am găsit la meci. Vă mulțumesc pentru invitație și aștept cu nerăbdare să văd un meci interesant, care poate astă seară să aducă un început, hai să spunem, satisfăcător programului de pregătiri pentru Cupa Mondială de anul viitor. Așa cum vă spuneam, începe seria de 3 meciuri test. Prima partidă este cea cu Statele Unite. Vedem imagini de la sosirea oaspeților noștri de astăzi. Da, sunt jucătorii americani care au venit după meciul lor test, celebru meci test, jucat acum câteva săptămâni la Chicago împotriva echipei All Blacks și sunt pregătiți, sunt încă în antrenament de vreo 3 săptămâni și pentru ei aceste turnee sunt esențiale în vedere de aceeași Cupă Mondială de anul viitor. Iată și pe rugbiștii români, stejarii, cum sunt ei denumiți, coboară Marius Tincu, nume de legendă, foști jucători, foști capitanii naționale actualmente în stab și jucătorii de astăzi. Da, sigur că da, iată-l chiar pe Mihăiță Lazăr și pe ceilalți coechiperi în linia întâia. E o echipă plină potențial, foarte, foarte solidă și bine organizată. Toată speranța este ca să fi învățat ce trebuia din înfrângerea de anul trecut, de acum 2 ani, în fața americanilor, și să aplice tot ce este esențial în acest meci de astăzi. Iată și imagini din vestiarul stejarilor. Totul era pregătit cam cu o oră, așa să spunem, înaintea partidei. Noi vom aștepta în câteva momente să iasă și jucătorii celor două echipe pe teren. O partidă cu totul și cu totul specială. Vom face o referire, vom ajunge în istorie în urmă cu 95 de ani, dar să lăsăm totuși să ajungem la acel moment. Ați văzut, toți pentru România. Sunt ceva suporteri veniți pe stadionul lângă Arcul de Triumf. Toți spuneați de partida Statelor Unite cu Noua Zeelandă. Au fost atunci 60.000 de spectatori. Cea mai mare, hai să spunem, cel mai mare număr de spectatori din istoria rugby-ului american, care dovedește această creștere valorică, această creștere a interesului. Haideți să vedem acum și momentul despre care vă spuneam. Intră cele două formații pe teren, o atmosferă superbă, spectatorii sunt pregătiți, sunt și copiii aceia, viitorul echipei naționale, să sperăm că de acolo vor fi foarte mulți jucători care vor evolua în primul 15. Aceasta este echipa României. Iar în paralel, echipa americană, în fața a tuturor se află, însă, vom vedea imediat, sunt drapelurile celor două țări, aduse de patru militari păzite și cupa adusă de un ofițer. Această cupă are o semnificație militară foarte profundă. Da, să spunem că este o partidă cu totul și cu totul special. În urmă cu 95 de ani, reprezentativa României disputa primul meci internațional. În 1919, o selecționată militară a desfășurat primul meci internațional contra unei reprezentative similare a Statelor Unite în cadrul jocurilor interaliate, sub patronajul generalului Pershing. Aceasta este și cupa pusă în joc de acum înainte la fiecare confruntare dintre cele două echipe, după modelul, haide să spunem, cupei Antimi Vireanu, referindu-ne la noi, păstrând proporțiile. Cupei Antimi Vireanu cu Georgia este Calcutta Cup, care se joacă cea mai veche cupă din rugby internațional dintre Anglia și Scoția. Fiecare dată când țările se întâlnesc, sunt cupe în joc. Au fost și ieri repetiții aici pe Stadionul Național de Rugby, 4 soldați din Batalionul 2 al Regimentului US Marines și 4 soldați de la Regimentul de Gardă Mihai Viteazul. Ne pregătim acum pentru intonarea imnurilor de stat. României, vom începe cum este normal cu aspeții noștri. Imnul este interpretat de domnișoara Gabriela Marbozan, elevă clasa 12 la Școala Americană din București. And now, ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem. The national anthem of the United States of America, the Star-Spangled Banner, will be performed by Miss Gabriela Marpozan, senior student of the American International School of Bucharest.
Într-o interpretare încântătoare am ascultat imnul Statelor Unite, iar acum, doamnelor și domnilor, deșteaptă-te române, de asemenea, într-o interpretare deosebită. Imnul României, care va fi interpretat de doamna Felicia Filip, prim solista operei române din București. And now the national anthem of Romania, Deșteaptă-te române, will be performed by soprano Felicia Filip, prim solist of the Bucharest Opera Theater. Felicia Filip, am ascultat Deșteaptă-te române, toate ingredientele sunt puse aici pe Stadionul Național de Rugby de Arcul de Triunf pentru ca partida să înceapă. Va fi o partidă diferită, sperăm noi, față de cea de acum 2 ani. Să nu uităm, a fost acel usturător 34-3. Spune și capitanul Macovei că de 2 ani de zile așteaptă această confruntare. Să sperăm că a învățat ce trebuia să învețe de la meciul ăla, să sperăm că toți jucătorii vor da dovadă de acea, hai să spunem, apreciere a unui adversar puternic și care a câștigat în istorie majoritatea întâlnirilor cu România. Noi am câștigat o singură dată, un meci semnificativ în Cupa Mondială din 1999. Deci, sigur că le dorim toate cele bune, le dorim succes și în același timp dorim să vedem un meci de calitate care să permită echipei României să înceapă să-și construiască această piramidă de talent pentru Cupa Mondială. Da, practic este startul pregătirii pentru Cupa Mondială. Haideți să vă prezint pe scurt și cele două formații. România într-un prim 15 format din Mihăiță Lazar, Ot Arturașvili, Ion Paulică, Marius Sârbe, Alin Coste, Mihai Macovei, Ovidiu Toniță, Daniel Carpo, Valentin Calafeteanu, Dorin Manole, Robert Nervu, Dorin Blaicu, Ceabi Gal, Adrian Apostol și Cătălin Fer. De partea cealaltă, Statele Unite într-un prim 15 format din Wallace, Steel, Kilifi, Tuisamoa, Stanfield, Clever, Quill, Trouville, Patrick, Sealer, Stanfield, Suniula, Kelly, Nguenia și Niua. Lovitura de start a aparținut românilor. Valentin Calafeteanu, o revenire în primul 15 al României.
Da, o referire fericită. În primul 15 a avut o carieră care a... Cum să spun, accidentările au pur și simplu... Au, din da, când în când. Și mereu el probabil acum ar fi fost aproape de 100 de selecționări dacă nu avea atâtea accidentări în cariera lui. Haideți să vedem acum o situație foarte bună pentru echipa României. Primele trei puncte pot apărea din această lovitură, o poziție foarte bună pentru Florin Vlaicu. Da, care este marcatorul cu cele mai multe puncte în istoria rugby-ului românesc, peste 500 de puncte. Un jucător de, hai să spunem, de mare valoare pentru orice echipă internațională. Da, și dacă ne raportăm la meciul cu Statele Unite, porecla sa este chiar americanul. Sper să-și o întărească astăzi. Și cum spuneam, nu are o poziție dificilă Florin Vlaicu. Este un alintat al tribunelor. Are suficient timp de concentrare la dispoziție. Și iată că vine și execuția, însă una, din păcate, nefavorabilă. Să vedem însă americani acolo, trimit un balon cât mai departe. Bună recepția lui Robert Neagu. Încercat acolo și Cătălin Fer cu proaspăt jucător la Sarazins. Un transfer de marcă în rugby-ul românesc. Tot Cătălin Fercu acolo urmărește balonul. Hold yellow. Noi avem în reluare execuția lui Florin Vlaicu. Câștigă bine, sigur, americanii și iată, inițiază un atac acolo. Se plachează bine la mijlocul terenului, care e esențial pentru a preține... Da, a intervenit foarte bine Ciobi Gal acolo. Da. Nguenia, care e extraordinar, iată-l. Ce calități fizice poate să aibă și a scăpat acolo prin acea breșe și, din păcate, consemnăm prima încercare a partidei. Este prima încercare a partidei, așa ne-au marcat și acum 2 ani pe contraatacuri. Echipa noastră a atacat la mână, a ținut sub presiune și un contraatac, două placaje ratate și acest jucător Guenia nu ia prizonier, cum se spune. Da, am avut și reluarea acestei faze, a scăpat foarte bine acolo, a reușit s-a descotorosit de adversar, s-a oprit adversarul său direct, era numărul 11, debutantul Robert Neagu, da, care și-a dovedit lipsa de experiență internațională în fața unui jucător de o calitate cu totul excepțională, care e jucător profesionist la clubul Biarritz din Franța. Dacă vreți, acestea sunt găurile la echipa României, unde lipsa de, hai să spunem, de jucători de clasă în anumite poziții ne dezavantajează. Aici ne lipsesc cele două aripi, care sunt Ionuț Dumitru și Mădălin Lemnaru, care încă nu și-au revenit din accidentări. Am trebuit că i-a recidivat accidentarea, Lemnaru era pregătit oarecum să intre pe teren. Au transformat americanii între timp și SE-ul.
97, Romania Leo. Să vedem replica stejarilor. Pe posibilitatea unui nou atac acum să-l urmărim pe Cătălin Fercu. Se uită Calafeteanu, oferă balonul. Și capitanul Macovei să mai câștige acolo. Nu reușim, practic atacăm în lateral mai mult. Mihăiță Lazar. Din nou un punct de fixare. Se apără foarte bine americanii. Da. A atacat Racu din lateral, care este ilegal în... Deci îi dă o nouă șansă. Trust me, I'll get them in before they set, okay? But you'll need to take it into your own hands, okay? Thank you. Da, și din această poziție Florin Vraicu va încerca să pună 3 puncte pe tabelă. E mult mai bine decât așa, decât la început. Da. Niciodată, până nu trece mingea printre beți, nu putem spune. Deci... să ne ținem degetele. Înalță balonul pentru cele 3 puncte, primele 3 puncte ale României. Get into clear and obvious on the back end and just feed her in. Penalty converted by number 10, Florin Vlaicu. 97, Romania 3. Această acțiune a americanilor este important să prindem balonul, s-a strigat marca acolo. Da, am pierdut mingea în contact și ne-am trezit că suntem contraatacați. Asta a fost rezultatul unei neatenții a înaintașilor. Bine. Asta este. Hey, we want to keep that one. He's the line yelling. Filip Til se pregătește să repună balonul în joc. Vantage yellow. Da, este profit acolo pentru România. A lăsat avantaj arbitru. Dacă șeptarul nostru, Ovidiu Tonița, nu făcea înainte, puteam să beneficiem de minge. A adus jocul înapoi și e grămadă pe introducerea României.
Vorbeam chiar înainte de startul confruntării de Ovidiu Toniță, o revenire la echipa națională, un jucător cu totul și cu totul deosebit. Da, este unul din titanii rugby-ului românesc, care e cât care 34 de ani și care încearcă să reintre în națională pentru a ajunge la Cupa Mondială. Un lucru foarte... În presa franceză i s-a spus chiar la un moment dat autobuzul din Carpați. Vremea când juca la... Perfect, perfect, înaintare. Perfect, perfect, perfect. No... The pressure. Asta a fost cel mai important moment de până acum al jocului, în care am dovedit că, hai să spunem, înaintarea noastră pe grămadă poate să împingă pe americani, pentru că eram destul de îngrijorat. Asta e un... americanii au o echipă foarte, foarte, foarte puternică, foarte puternici. E, aceasta e... Asta... Dar putem să o considerăm ca și un semn. Asta este foarte important. Este un moment... cheie, hai să spunem, al partidei și vom vedea mai multe grămezi de genul ăsta, cred. Sper. Bătărătul Ajvidi, georgianul naturalizat. Prindem acolo posesia și drăm drumul balonului. Turajvili a încercat acolo cu... în ultim efort să prindă balonul, au recuperat americanii. Urcă! Și atât cum acțiunea se mută la centrul terenului. Proaspăt intrat Andrei Rădoi pe teren, evoluează și el în Anglia. Da, joacă la clubul Ealing din... Wait, time is off. Time is off. He's coming. Give me the gap and I'll throw it up to see the boy. Yellow. Yellow. Și acum vă spuneam, a intrat Rădoi ca la fetea, nu mai departe dă drumul balonului acolo. Neagu. Și Rădoi acolo la susținere, scoate Calafeteanu, o fentă acolo lui Macovei. Și iată cum au scăpat americani, inexplicabil, practic un balon făcut cadou. Așa se întâmplă în momentul când ești prea sigur de tine. Toate lucrurile astea fac parte din această... complexitatea enormă a rugby-ului. Când e cu grijă, ești mai sigur de tine, cu atât mai des și mai prost greșești. Exact. Just try and speed it up a little, okay? Thank you. Hai să vedem, poate să fie o bună acțiune. Trimite Rădoi acolo, prinde în primariu Sârbe. N-a fost o tușă dreaptă, exact. N-a fost dreaptă, n-am văzut pentru că era la un unghi
oarecare, altfel era clar o lovitură de pedeapsă împotriva. Americanii au luat opțiunea de a arunca ei la coșe. Au văzut că sunt împinși pe grămadă și nu vor să reorientate. Exact. Încercarea de contestare acolo, însă americanii rămân în posesie și trimit balonul cât mai înalt. Alergă acolo Robert Neagu. Just step blue, on the line blue, on the line yellow. Da. Minci din astea nu avem voie să le pierdem. Nu avem voie să pierdem. Capitanul Todd Craver acolo reușește să păstreze americanii, zic foarte bine, scoate mântușă. Ok. S-a scurs o jumătate din prima repriză. S-a lăsat acolo Alin Coste. One stop, one stop. A încercat acolo de unul singur să plece Valica la Feteanu. Mingea ieșită cu puțin în afară se aduce repunerea la centrul terenului de unde a șutat jucătorul nostru. No, you've just gone running into the player. Running into the player. One. No holding people on the floor. No holding people on the floor. I se atrage atenția la arbitru, îi atrage atenția lui Mihaiță Lazăr să nu țină jucătorul advers în... Advantage. Este și un profit acolo, Ovidiu Tonița. Da, și scapă în față balonul Coste. Începuse bine această fază. Knock on blue off the line out. Este de altfel primul meci al României după Irebe Nations Cup. Așa cum spuneam, poate este startul pregătirii, se caută soluții, se caută formule. Da, sigur, da, e vorba că americanii sunt în pregătire de 3 săptămâni, am avut și un meci foarte mare împotriva Noii Zeelande, pe care l-au pierdut la o scor mare, dar sunt în pregătire, pe când ai noștri nu au decât câteva zile de când s-au reunit. Dar astea sunt scuze, nu sunt motive. Pregătește să introducă balonul Valentinca la Feteanu, jucătorul Timișoarei. Timișoara care de altfel va disputa finala cupei împotriva celor din Baia Mare. Iată că știm să împingem și o facem foarte bine. A plecat acolo Daniel Carpo. No, we have play from both sets approaching the line out. No quick. Good steal. Yellow into touch, blue line out. Da, cum l-am auzit și pe Valica la Feteanu, a funcționat foarte bine grămadă la faza anterioară. Filip Tir, contestăm și reușim să păstrăm posesia. Ovidiu Tonița. Poate de acolo Mihai Macove a încercat să plece dat în spate. A făcut un înainte pe care din fericire arbitrul l-a observat.
Manole. Încercat să spargă acolo și Andrei Rădoi se constituie foarte bine americanii. Imediat ca într-un zid. Să vedem dacă va avea viață acest mol. Am pierdut mingea. Da. Am pierdut mingea exact ce ne-a făcut acum 2 ani. Ne prind pe purtătorul de balon, îl blochează, îl țin deasupra terenului, nu-l lasă să ducă la sol și atunci este o fază tehnică care se numește mol și dacă echipa care, ca să spunem, arbitru fluieră, echipa care a avut mingea pierde mingea. Dacă mumul se ducea la sol și se făcea rac, atunci România putea să câștige mingea, să continue jocul mai departe. Sau cel puțin să aibă introducerea în grămadă. Introducerea în grămadă, exact. Dar asta e interesant, să vedem acum o grămadă pe introducerea lor, ce se întâmplă acum. Presiune! Fine! Se permite introducerea lui Mike Patrick. Da, i-am împins. Outside. Don't block 16. No, he's gone over. No, it's fine. No problem. He's gone over the man standing down. No issue. Knock on or line out? Knock on or line out? There's no knock on? All right, okay. Line out. No knock on, line out. Noi am fi preferat knock on, adică nu am fi preferat înainte ca să putem să ne să folosim înaintarea, grămada pe... Da, arma noastră până acum. Să vedem pe Andrei Rădoi, trimite în spate, însă în cele din urmă câștigăm posesia. Suntem în preajma liniei de 22, Manole pentru Ciobigal. Alin Coste. Back four. Back foot. Never released one. Da, ce să vedem din această situație? Lovitură de pedeapsă în mod tackle release. Cert. Avem și reluarea exact. Da, e clar, este ăsta, jucătorul care a placat, americanul, nu a dat drumul jucătorului, purtător de minge, jucătorului român, deci e penalizare. Am avut în imagine și pe Lynn Howells, galezul mandatat să ducă naționala la Cupa Mondială și a îndeplinit obiectivul. O mai veche cunoștință de-a noastră. Sigur, cunosc de... peste 20 de ani, am lucrat împreună la Federația Galeză, când am fost director de presă acolo și el era antrenor secund la echipa națională era antrenorul secund al lui Henry, neozelandezului Henry și l-am cunoscut foarte bine, era antrenor iarăși. Da, se repetă situația din debutul partidei. De-aia vă spuneam că nu există 100% șanse dacă nu se duce mingea. După aia începem să comentăm iarăși, exact în același stâlp de but. Revine Turașvili pe teren. Okay.
Da, vorbeam de Lynn Howells, practic a venit la sfârșitul lui 2012 la cârma naționalei. Da, după acele meciuri test. Da, exact. Backwards off yellow. The more. Now a rock. Au venit în cele din urmă și la suport acolo, Calafeteanu dă drumul balonului Joby Gard. Se uită Calafeteanu acolo. În partea se găsește o breșă, excelent continuă faza de atac, ajungem în preajma liniei de 22. Spectatorii simt aceste acțiuni și doresc mai mult să pătrundem, practic, după acea linie de 22. Din păcate nu avem mulți jucători de capacitatea ofensivă a lui Fercu. El este magicianul acestei echipe, omul care poate să creeze... Produce acea explozie. Da, producă acel spațiu, acea intrări care... Ball carriers drop forward in contact. Hey, he's out now. Sorry, forward off yellow, scrum, blue ball. Da, înainte au făcut Ainoa și se pare, și deci mingea fi pusă pe grămadă de americani. Să vedem însă dacă... Hai, băi, ce-ai? Hai, hai, hai! Here we go! Here we go, Wally! Ne pregătesc cele două partide de înaintare. Checkpoint! BlackRock! 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 Excelent, împinge! Taken in. Bună recepție a lui Neagu, dă drumul balonului lui Cătălin Fercu. Don't block. Alergă acolo și Vlaicu și Joby Gard, prind bine americanii. Să vedem o nouă margine completă. Turajvili trimite pe spate, mult prea în spate, a prins capitanul Clever. Iată, dezvoltă o acțiune și au trecut americanii foarte repede de centrul terenului. Placajul, iarăși placaje. Da, a fost acea din nou o serie de placaje ratate. Să-l urmărim pe Clever, pasează în ultimul moment pentru o nouă încercare reușită de Statele Unite. Dacă nu mă înșel, a fost aripa Tim Stanfield. Da, într-adevăr a fost Tim Stanfield. Încercare Statele Unite, jucătorul numărul 11, Tim Stanfield. Haideți să vedem și reluarea. Mă rog, aici pentru Clever a fost o simplă formalitate de a-i pasa balonul lui Stanfield. Tim Stanfield, United States. 12 la 3.
parcă nu ne-aș, nu ne-am fi așteptat la acest scenariu. Cum să vă spun, scenariile nu se scriu separat, sunt scrise împreună de cele două echipe. Și în timp ce unii dau dovadă de o anume, hai să spunem, sunt mai alerți, sunt mai brutali la punctul de contact, ai noștri parcă sunt puțin cam, sunt moi, le lipsește acea, cum să spune, fizicalitate dură care înainte făcea, era simbolul jocului nostru. Deci suntem 15-3, începe să se producă niște imagini asemănătoare cu meciul de anul trecut, de acum 2 ani. Dar să sperăm că poate ne vine puțin mintea la cap și să-și intre și, cum spunem, americanul, să-și intre în mână sau în picior, că da, mai din nefericire... Forward into Church option. Okay. Get a name on these kickoffs. It's a knock on into Church. The option taken is a scrum. I'm not going to ask you again. Straight. Watch his angle, okay? 15:03, aproximativ 10 minute până la pauză. Două încercări reușite de Statele Unite. Fine! Set! Ready! Yeah. Let's just come this way a little. This slip. Height. Get your feet forward. Just watch his feet, mate. Okay. Crouch. Find. Set. Push over. Împingem. Stay nice. Calafeteanu. Advantage blue. Da, este profit acolo pentru americani, se fluieră. Da. A fost un înainte. Se vede clar că suntem, nu suntem încă pregătiți, că suntem, nu suntem omogeni, greșeli de acest gen înainte, scăpatul mingii, nu sunt tipice pentru o echipă care e în pregătire de mai mult timp. Să nu uităm după această confruntare, săptămâna viitoare, un alt adversar, unul foarte puternic, echipa Japoniei. Această partidă va fi de la ora 16, însă pe TVR1. De asemenea, în transmisiune directă. Ball is back. Taken in. Au scos de acolo americanii și au trimis hold here. Lung până în brațele. Până în brațele lui Neagu, din nou jucătorii Statelor Unite. Advantage. Taking the receiver. Da, lovitură de pedeapsă, da, jucătorul după numărul, cu numărul 14, Adrian Apostol, a trecut de linia de offside și cu urmări nefaste. Yeah.
Newcastle. Limit lung și americanii, însă din nou se fluieră. Da, aruncarea de la margine a fost dreaptă, cum se spune, și deci și nu în mod surprinzător România aleg grămadă. Da, cu siguranță au demonstrat de ce aleg acest procedeu. Sunt ultimele reglaje acolo, Calafeteanu discută cu componenții pachetului de înaintare. Carpo și Calafeteanu, colegi și la echipa Timișoarei. Da, nu a fost introdus. Joacă rapid americanii, însă foarte bine au reușit acolo într-o primă fază să stopăm acea fază de atac, însă continuă Clever. Backfoot. Au schimbat partea de atac. Arbitru de margine, după partea închisă, semnalizează ceva, e posibil să fi fost o infracțiune nevăzută de arbitru de centru. A semnalizat încă de la acea fază când pătrunsese Clever. De pare că e unul din jucătorii români a plecat fără să conecteze cu armele, deci va fi lovitură de pedeapsă pentru americani. Sorry? About 3 minutes. Yeah, time is off for time being though, okay? 9? Calafeteanu e cel. L-a trimis acolo în partea dreaptă de atac, acolo de unde a venit și primul eseu. Petri, Louis Stanfield. Fază de atac prelungită. Din nou lovitură de pedeapsă împotriva. Number one, not rolling. Da, a placat și nu s-a îndepărtat de punctul de placaj. După această fază lungă de atac, americanii vor încerca să trimită printre buturi. Sunt curios cum vor evolua lucrurile în partea secundă. Să sperăm că antrenorile vor spune câteva cuvinte mai dure, așa cum... cum trebuie, dar problema este
că nu se pot rezolva prin, hai să spunem, sfaturi de antrenor la pauză, lucruri care nu sunt încă rezolvate la antrenament. Și asta dă impresia echipa României. Da, trei puncte venite din partea americanilor și iată, se fluieră sfârșitul primei părți. Noi ne întoarcem în aproximativ 10 minute cu partea secundă a confruntării. Nu sunt, hai să spunem, greșeli capitale. Este clar că echipa României nu este, hai să spunem, la un nivel de pregătire pentru un astfel de test. Este clar că săptămâna viitoare, după o altă săptămână de lucru, vor fi mult, la un nivel mult superior. Dar, să vedem, poate că cineva în cabină le-a spus jucătorilor români: acesta este secretul, hai, duceți-vă și poate câștigați. Și nimic nu e încă pierdut, nu e o diferență excepțional de mare. Da, au pătruns și stejarii, așa cum sunt numiți jucătorii români. Vedem și pe cei americanilor. Două echipe calificate la Cupa Mondială. România a fost prezentă la fiecare ediție. America a jucat, am impresia, la doar 4 cupe mondiale. Au pierdut de câteva ori, au pierdut calificat, dar sunt calificați de data asta. Și e interesantă această luptă. Și-a dat start în partea secundă a confruntării. Prind bine acolo și americanii, prin fundașul Folau Niua. Da, și acum a fluierat. Da, și se revine la infracțiunea de atunci. Mi se pare ciudat că a lăsat să joace atâta timp, era clar că nu era niciun avantaj pentru noi, să aducă jocul. A fost, da, era evident că a fost un înainte al americanilor. Nu există nicio situație favorabilă. Nu știu, în fine. Un nou test al pachetelor de înaintare în prima repriză a fost mult mai puternic. Se permite introducerea lui Carafeteanu. Mihăiță Lazăr, jucător în Franța, la Castră. Și din această poziție Florin Vlaicu va încerca să trimită cât mai departe. Tușe. Da. Să sperăm că de data asta tușa noastră va funcționa cu mai mare precizie. Am pierdut câteva mingi foarte valoroase în tușe. Să sperăm că Turajvili își reglează tirul, ca să zic așa. Din nou efectiv complet, se înalță acolo Mariu Sârbe, prinde balonul. Numărul 5 este offside. Offside, da. Carafeteanu întâmpinat acolo, placat Vlaicu. Away, away!
Hai să vedem dacă vom avea forță să avansăm cât mai mult. Arbitru a ridicat brațul, a notat offside-ul jucătorului cu numărul 7 american, care tot timpul rămâne în urma purtătorului de balon. Iată-l din nou în offside pe numărul 7. Da, da, și se fluieră. Numărul 7. Corect. Cred că m-a auzit arbitru și a tradus din românește. Da, imediat. Sperăm că dă în tușe și vom continua de acolo să-i martelăm. Avem această... Da. Exact așa s-a întâmplat. A trimis Florin Vlaic în tușe. Un moment important al acestei confruntări. Fără discuții, fără discuții. Tușe la 7-8 metri. Exact. Debutul american. Uite, Turajvili prinde din nou sârbe, să vedem dacă vom reuși să împinge. Ne apropiem de terenul de țintă. Da, nu este eseu, un american s-a băgat sub minge. Exact, s-a interpus balonului. Grămadă la 5 metri pe punerea... Să ne poate observăm din această reloare, nu ne permite acestul. Dar din semnul arbitrului totul a fost clar. Da, arbitru a văzut, nici n-a mai cerut să-i să... Arbitrajul TV. Second question. Yes, I've heard Marshall with the second question. Yes. Okay. Marshall, can you hear me? So I had it as a held up because I didn't see a clear grounding. Are you seeing? You've seen anything different? You haven't seen anything different. Okay. That's fine. It is a held up. Scrum, yellow ball. Da, și nu s-a înșelat în prima fază. Aștepta și confirmarea. Arbitrajul TV i-a confirmat că a fost mingea, nu a atins. Da, se revine cu acea grămadă la 5 metri. Din producerea va aparține României. Trebuie să profităm de aceste momente. Da, dar trebuie să pună mingea corect în grămadă, să nu ne dea penalizeze. Simțim și noi vibrația tribunei. Ce-a dat pachetele de înaintare. E varză, e varză! Da, don't pull on. No. Look at me. You're closer, okay? Împingem, reușim să împingem. Ese de penalizare. Da, de penalizare, exact. Capitanii celor două formații discută. Foarte nervos, Todd Cleaver. Todd Cleaver este un jucător foarte experimentat. Încearcă să-l provoace pe Marcovei, dar Marcovei a început să înțeleagă că cel mai bun lucru în astfel de momente e sânge rece. Deci, scorul este 8 la 18 cu posibilitatea unei transformări. Să sperăm că nu dă din nou în bară. Foarte important că am reușit să mai punem puncte pe tabelă. Vezi cine s-a dus cu apă pe teren? Chiar antrenorul șef. Da, ușine apoi, apioc.
din acea poziție. Florin Vlaicu mai pune două puncte pe tabelă. Transformare reușită, Ame, Florin Vlaicu, România 10, Statele Unite 17. Penalty try converted by number 12, Florin Vlaicu, USA 17, Romania 10. Prinde Macovei. Backward kick. Da, și un balon care a fost la un pas amenințe trofeul Pershing. Vlad Nistor, patron de ieșel pe teren, așa cum vorbeam înainte partidei, cel mai tânăr jucător de teren din tabăra României. 20 de ani. Într-un mod simbolic îl locuiește pe cel mai vârstnic, pe Ovidiu Toniță, da, care primește aplauze la revenirea în echipa națională. Gând balonul acolo prin Alin Coste. Turajvili. Trimite Galafetan acolo până la Mihăiță Lazăr. Are forța suficientă. Se descurcă bine. Din nou Galafeteanu Fercu. Trimite repede balonul. Încercat să găsească acolo un spațiu prin care să avanseze Fercu. Bună pasa, Macovei. Adrian Apostol. Ne-a salvat puțină energie pentru că aici încercam să bătem un cui într-un perete de, da. A fost de metal. Succesive, exact. Da, eram la centru, acum să sperăm că o să pună l-a identificat pe jucătorul american care a intrat în offside. Este vorba de jucătorul numărul 5, lui Stanfield, care astăzi joacă meciul al 50-lea în echipa reprezentativă a Statelor Unite. Vedem dacă tânărul Vlaicuș reușește să transforme această lovitură de pedeapsă. Nu este un unghi foarte dificil pentru un jucător de picior drept? E vorba, de multe ori aici nu e vorba numai de unghiuri, e vorba de curenți de aer, care aici sunt destul de bizari pe stadionul Tineretului, cum îi spuneam noi, copilăria, stadionul Arcul de Triunf. Rămân steagurile jos. Exact. Ne referim aici la 9 puncte. Da. Care ar fi însemnat 19 la 18. Da. Trebuie să-i
americană evoluează jucătorii de numărul 16, Tom Cunningham și jucătorii cu numărul 20, John Cullen. Fercu prinde foarte bine, Cătălin Fercu. Brașvili. Da, și pierdem mingea în aceleași trucuri care ne le-au făcut și acum 2 ani, aceeași lucru. Ne... Și dai și tu ceva din ziua ta? Numărul 1, Mihăiță Lazăr, este în locul de Andrei Ursache. Ambi jucători evoluează în Franța. Acolo este Fercu. 20, lead, 20! Avem posesia prin Macovei. Am și pierdut-o. Da, se oprește cronometrul, este nevoie de îngrijiri medicale. Haideți să vedem această reluare. Da. Adam Sedal are nevoie de îngrijiri medicale. Vedem pe această reluare. Da, a fost un placaj cam riscant. Riscă un capul la nivelul genunchilor. Schimbare în echipa România. Alin Costa este înlocuit și el. Să vedem. He's gone in low, he's wrapped his arms. This is where he's ended up. I've blown up to 10, so it'll be a scrum restart game for them. Okay? Yeah, sorry, a scrum blue ball. Sorry? We'll just take the half arm, is that cool? Oh no, it can't be. It has to restart with a scrum. 9, sorry. Blue in possession of the ball. Sorry. Scrum blue ball restart. Crouch! Yeah.
Așa cum vă spuneam, seria meciurilor test continuă la televiziunea română. Sâmbăta viitoare de la ora 16, însă pe TVR1 avem confruntarea cu Japonia. Însă până atunci, joi de la ora 16, o emisiune dedicată clubului, ieri, azi, mâine, vor fi acolo Harry Dumitraș, președintele Federației Române, de asemenea Pompilie Borci, fosta gloria rugby-ului românesc. Se va discuta despre trecutul, despre prezentul, dar și despre viitorul rugby-ului românesc. Haideți să ne întoarcem acum la această partidă. A încercat acolo să scape Nguenia. Advantage, not forward. Away kick. Advantage over. E pericol la această fază, foarte ușor au trecut, reușim un placaj în ultim moment. Stai! Politie! Încerca să pătrundă Suniola. Vine cu 16. 20 offside. Aici să vedem această tentativă. A fost acordat drop goal, da. Înțeleg? Da, am... Drop goal. Foarte, foarte oportun a apărut această execuție. Drop goal number 9, Mike Petri. 96-26, Romania 10. Primele puncte ale americanilor în această parte secundă. Da, primii pe care o câștigăm noi, da, din fericire încă pierdem meciul. Să vedem dacă reușim să facem ceva. Vlaicu. Leading goal. Don't block. Fercu trimite un baron înalt. Keep coming, keep coming. No, he's okay. There you are. Good. Impresia mea e că domnul arbitru se cam grăbește cu fluierul, dar poate că sunt eu mai de modă veche. Came back on scrum and playable at the mall. Eight.
nou în posesie, păstrează posesia americanii. Trevor. Foarte bine că reușim să îndepărtăm pentru un moment pericolul, poate mai calmăm un pic jocul. Five blue. Okay. Schimbare de echipa americană. Da, este lui Stanfield. 11, Gregory Peterson. Peterson. Number 9. 19. Gregory Peterson. Sam Peterson. Blue! Hold, 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 hold. Blue, in please. Hold, hold. Okay. Foarte bizar. Nu erau atenți jucătorii Statelor Unite. Backwards. Carpo. Postol. Crawl on the floor, you're brought to ground, holding on. Da, nu se comentează, dar mai nimic nu-i de acord. Turajvili iese în cele din urmă, intră al treilea doi. Definitivă, este o Turajvili, aproape de total, în scenă. Trage de locul 16, al treilea doi. S-a făcut în Advantage over! Da, și reușim în cele din urmă. Not you, number 20. Don't pull the leg. Momente de joc confuze, aș putea spune. Da, e adevărat, sunt confuze, pentru că arbitru cred că s-a pierdut puțin cu firea și a pierdut controlul cu mingea, n-a văzut ce s-a întâmplat cu mingea la tușe care a fost aici, a încercat să afle, în timpul ăsta jocul a continuat, au început americanii un, hai să spunem, un mol, pe care el nu l-a, românii l-au contracarat, dar americanul, arbitru, nu l-a, hai să spunem, nu i-a avertizat că de fapt e un mol și că în mod normal, dacă nu reușesc să scoată mingea, vor trebui să... În fine, e o perioadă mai confuză, sper că își revine, că a arbitrat destul de bine în prima parte a meciului. Happy there? Yes, sir. Good. Hey. Adon, let's go to workshop. Let's go. I'm coming, I'm coming. Crow! Fine! So we had no space between the shoulders. We're already engaged. We need space between the shoulders. We've been good every scrum apart from this one, okay? Wallace. Cross! Fine! Se dictează ce e trei timp de legare. Duce Carafeteanu. Cum am pierdut mingea, ce să nu înțeleg. Trebuie să fim atenți, Gwen e foarte periculos. Schimbă sensul de atac americanii.
Iată cât de bine pătrund, nu știu dacă mai poate fi oprit. Încercarea acordată la sfatul arbitrului de mărțușe, da. Haideți să vedem și noi pe această reluare. Încercare Statele Unite. A încercat acolo Ferg în ultimul moment și da. Se pare că este mai răspărat și asistentul acolo. O nouă încercare. United States 25, Romania 10. 25-10. 26-10. Se ridică. Eseu transformat de către americani. Adam Silver, încă două cupe, Statele Unite 27, România 10. Conversion, Adam Silver, United States. Și ar că trebuie să se pună pe jucată, pentru că nu mai este foarte mult timp. E adevărat. Okay. Dar e clar că ceva nu e, nu merge. Substitution for United States, number 22, Sharon Signora. Knock on. Knock forward. Knock forward. 67 gone to 13 left. 13 minute. Nu mult, nu prea mult. 67 s-au dus. Da. Da, lovitură de pedeapsă. Sperăm că sigur vor trimite în margine. Sperăm. Yeah, it's not deliberate, it's just you're very strong. Parcă ne întoarcem în urmă cu ceva timp în urmă. Yeah, yeah. Să vedem dacă va funcționa bine coordonarea, trimite Andrei Rădoi. Prindem prin Marius Sârbă. Publicul simte din nou momentul care poate să fie favorabil. Este dat arbitru, e cu brațul ridicat, care indică penalizare. Suntem aproape de buturi. Încercare. Da, și este încercare, o încercare mult așteptată. O încercare mult așteptată de toată lumea aici pe Stadionul Național de Rugby. Încercare România, România 15, Statele Unite 27. Try for Romania. Romania 15,
Da, și o misiune facilă pentru Vlaicu. Din nou, diferență de 10 puncte pentru americani. 27-17. 27 puncte, Florin Vlaicu, România 17, Statele Unite 27. Conversion Florin Vlaicu. Tom, we play an advantage there for the collapse more. Yeah. Because number 19 was the collapse. Okay. But look, we've just got a series of penalties in the breakdown. Yeah, there's nothing endemic at the moment, but please don't let it come into the game, so we have to lose somebody, okay? Fetano prins și americanii alunec acolo fundașul Niua. Ce opțiune vor lua? O să facă ceea ce trebuie să facă, să bună minge. Exact. Din fericire, americanii nu sunt prea disciplinați într-un fel și asta ne ajută să mutăm jocul în apropierea liniei lor. Sperăm că Blue just pushed out. Fără greșeli, cum se spune, fără greșeli. Da, fără greșeli. Rădoi au bătut scurt acolo. Trevor. No, no, it's a line that he passed the ball backwards into touch. Time off. Just gonna sort that blood then. Peste cronometrul are nevoie de scurte îngrijiri Andrei Rădoi. Din nou la sârbe, Calafeteanu. Away. E greu de hai să spunem, accepta că putem pierde mingea în contact atât de des. Asta e ceva care ne-a minat toate eforturile în cursul partidei. Vantage yellow. Da. Two knock on, first one blue, second one yellow. First knock on blue, scrum yellow ball. Time off, Ethan. Marcel, time check, please. Grămadă ordonată. Se le simte carpo. But I'm happy with the tackle.
He offloads the ball. As he offloads, he makes the tackle. It's a hard tackle, but it's an okay tackle. 6 minutes. Thank you. Yeah. Sorry, 6 minutes. Yeah, I know. I'm the same. I have to ask. Okay. Martin, just to check, you said 6 minutes, eh? Thank you. All right. 6 minutes. But that's after four, isn't it? Oh, that's so good. What time you had to change? Până la urmă au venit destul de mulți spectatori în tribune. Da, e un meci destul de echilibrat. Se fac greșeli de ambele părți care permite, cum să spun, deschiderea jocului, dar în ceea ce ne privește facem mai multe greșeli decât trebuie, decât ar fi normal. Și încă o dată spun totul cu lipsa de pregătire în comun. Fine! Set! Two, three! Ready! Look how far we've come. Around. La capitolul forță însă am arătat bine. It's gone forward 10 meters. A trimis bine acolo Florin Vlaicu. Probably left. Numbers. O scurtă ședință acolo. Sârbe din nou prinde sigur. Rafeteanu pentru Sârbe. Încercăm un nou atac acolo, Manole. Suntem în 22 la american. Ua. Dat în spate acolo. No. Percu. Run away! Now it is. No hands, Russ! 20 blue. Deci, cumva... Time off. Mingea era în mâinile noastre, a fost de fapt un placaj, scăpat în placaj, deci un fel de situație dinamică care e greu să o controlezi când mergi înainte, dar, cum să spun, într-un context diferit, aceste greșeli nu s-ar întâmpla. Deci rămân la părerea mea că sunt greșeli de lipsă de omogenizare. Și aș mai vrea să văd un jucător, doi de calibrul lui Fercu, care sunt capabili să creeze spațiu, să creeze oportunități pentru că jucăm așa un joc foarte monoton și ne
necreativ pe I'll make the mark if you walk with me. Okay. Thank you. Să ducem aminte că este prima confruntare pentru trofeul Pershing, despre care vă spuneam la începutul transmisiunii. Big scrum, Wally, let's go, baby. Crow! Fine! Presiune, presiune! This is the last one, last one! Nice. I've asked you in the last scrum, I need space between the shoulders. Is the space clear? Okay. We had 3 minutes at the last stop. Nu avem prea mult timp, din nefericire. Crow! Bind! Set! Ball is out. Six, eight. A așteptat foarte bine acolo Fergu, a executat rapid, balonul îi revine lui Cătălin. O să încerc din urmă în tușă. Time off. Time off. Time is off. Time is off. Time is still off. Cronometrul este oprit. Come in, the mark is there. Time back on. That's right, no, no, no! Se îndreptase acolo Cătălin Fercu, ce poftă de joc are Cătălin. Nu știu dacă tot e poftă cât are intuiție și cunoaștere. E vorba și de... A scăpat acolo Carpo. Advantage, offside at the line-out. A fit acolo Nistor. Să aduc înapoi. Away. Away. Number 16 blew off the line that was early. Line that wasn't over and 16 has come up. I didn't go 15. No, time is up. Time is up. Dacă și așa cum vă spunem, așa cum vă spuneam, prima partidă test urmează confruntarea cu Japonia săptămâna viitoare, de asemenea un duel extrem de interesant, un adversar de gală venit în București, ora 16, TVR1. După care să nu uităm, peste două săptămâni vom înfrunta Canada, de asemenea în transmisiune directă, însă aici pe TVR2, un adversar cu care ne vom vedea și în grupă, Cupa Mondială. Să vedem poate una dintre ultimele șanse de atac ale stejarilor. Hold, hold!
is. Yeah. Da, și au trimis balonul în afara terenului. Acesta este și fluierul de final. România 17, Statele Unite 27, trofeul Pershing, prima ediție, se duce în Statele Unite. Alex Roman, domnul Cristau, vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să rămâneți, ca de obicei, alături de programele de calitate ale televiziunii române. Numai bine! Mulțumesc foarte mult și mult succes! Fuck, I thought you were going to call something else then. Yeah. Oh, really? What? Alright, okay.